Bine v-am regăsit, doamnelor! Astăzi am un nou clip pentru voi, în care o să vă arăt câteva produse care mie nu mi se potrivesc foarte bine și pe care eu personal nu le recomand și pe care desigur că nu le-aș mai cumpăra din nou. Am mai scris la un moment dat pe blog, cred că o postare sau două, despre produse cu care eu nu m-am împăcat și o să las link în description box dacă vreți să citiți și postările respective. Ideea e că eu de-a lungul timpului mi-am stricat relația cu nu chiar destul de multe companii, dar cu câteva companii care mi-au trimis produse spre testare și cu care eu nu m-am împăcat și le-am făcut review-uri negative. Dar consider că este foarte important că atunci când ești blogger și îi spui părerea ta despre anumite produse, să nu ții cont de astfel de relații sau mai știu eu ce și să spui părerea ta sinceră despre produsele respective. Nu înțeleg de ce la noi în România încă companiile se supără atunci când spui ceva negativ despre un produs de-al lor sau mai știu eu ce. Cred că trebuie să acceptăm, cred că ar trebui să accepte și aceste critici, eventual să îmbunătățească produsele sau efectiv e o părere a unui consumator până la urmă, care chiar dacă e negativă, totuși e părerea lui și ar trebui un pic acceptată mai cu ușurință această părere. Am văzut că afară companiile sunt un pic mai îngăduitoare, ca să spun așa, și acceptă și aceste păreri negative. Oricum ar fi, eu întotdeauna voi fi sinceră pe blogul meu și aici pe canalul meu de YouTube, indiferent de relația pe care o am cu diverse companii, pentru că motivul pentru care eu am început să scriu pe blog a fost să împărtășesc din experiența mea și din părerile mele proprii și personale și astfel să ajut pe cei care îmi citesc blogul și caută opinii sincere să iau o decizie în cunoștință de cauză înainte de a decide dacă să cumpere un produs sau nu. Și acestea fiind spuse, să vă arăt produsele care mie nu mi-au plăcut. Și o să încep cu, dintre toate produsele pe care le am mai astăzi aici, unul dintre ele m-a dezamăgit cumplit și am și dat o căruță de bani pe el. Este un fond de ten de la NARS, este NARS Sheer Glow. L-am cumpărat de pe Strawberry și chiar am avut o bănuială la un moment dat, adică mă gândeam că poate e un fake și nu e the real deal, pentru că acest fond de ten este extrem, extrem de lăudat în comunitatea blogăriților și vlogărițelor din afară. Foarte multe, chiar pentru foarte multe dintre ele, chiar este fondul lor de ten preferat, iar eu nu m-am înțeles deloc cu el, indiferent cum l-am folosit, indiferent pe ce l-am aplicat, pe ce bază l-am aplicat, indiferent cu ce l-am aplicat, cu ce pensulă, burete și așa mai departe, eu nu m-am înțeles cu el. Motivul pentru care eu nu m-am împăcat cu el, oricum i-am făcut și review pe blog și puteți citi acolo mai multe detalii, este că după câteva ore mi se separă pe față. Și e foarte enervant asta la un fond de ten. Prefer să dispară de tot pe parcursul zilei, dar să nu mi se strângă pe față, să nu mi se separe, să îmi rămânea un pete așa, nu știu cum să explic. Deci nu m-am păcat deloc cu el. Și pentru că mi-am dorit atât de mult acest fond de ten, chiar sunt dispusă să-l cumpăr și dintr-un magazin NARS, nu se găsesc produse NARS la noi în țară, din păcate, doar pentru a-mi înlătura această îndoială cum că ar fi fake. Și mai am un produs de la NARS, din păcate. NARS este un brand, cred că doar produsele astea două le-am încercat de la NARS. Este un brand foarte lăudat de fetele din afară, dar din păcate eu nu m-am înțeles nici cu fondul de ten și nici cu acest anti-charcăn concealer, NARS Radiant Creamy Concealer, care de asemenea este un produs foarte lăudat. Motivul pentru care eu nu m-am înțeles cu el, în primul rând, culoarea nu mi se potrivește. Am primit cadou acest anti-charcăn. Culoarea este Light Honey și cred că mi-ar fi trebuit ceva mai deschis cu vreo două, dacă nu chiar trei nuanțe. Dar lăsând asta la o parte, mi se pare că mi usucă foarte tare zona din jurul ochilor și se strânge foarte tare pe parcursul zilei și arată fața super îmbătrânită din cauza acestui aspect. Așa, acum o să vă arăt două produse de la Rimmel. Eu am observat de-a lungul timpului că nu mă înțeleg foarte bine cu produsele, de fapt chiar trei am de la Rimmel. Nu mă înțeleg foarte bine cu produsele de la Rimmel. Nu știu, nu mi se potrivesc, nu știu care e motivul. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este o ojă din colecția Rita Ora. Rimmel se numește Lose Your Lingerie, numărul 203. Am mai văzut la multe blogărițe, mă rog, nu la multe, am mai văzut la câteva blogărițe care au fost dezamăgite de această ojă. Culoarea este absolut senzațională, motiv pentru care am și cumpărat-o, însă aplicarea este foarte, foarte, foarte greoaie. Deci, e, dintre toate ojele pe care le am, oja asta se aplică cel mai dificil, nu e opacă, trebuie să aplici o grămadă de straturi, se usucă foarte greu, nu m-am înțeles deloc cu ea. Un alt produs de la Rimmel
care este lăudat de către blogărițele de la noi din România, dar cu care, din păcate, eu nu m-am înțeles. Nu neapărat că nu m-am înțeles, dar nu are ceea ce caut eu într-un fond de ten. Este un fond de ten, tot de la Rimmel, Lasting Finish 24 Hours. Probabil că ați văzut că la un moment dat erau foarte, foarte, foarte multe review-uri pe bloguri despre acest fond de ten. Era foarte lăudat. Nuanța pe care o am eu este Ivory. Și din acest motiv l-am și cumpărat. Până am făcut review pe blog și puteți citi acolo mai multe detalii. Dar, în principal, motivul pentru care mie nu-mi place acest fond de ten este că e foarte, foarte greoi. E ca o mască. Eu așa-l percep. Într-adevăr, are acoperire foarte mare și e foarte rezistent, însă îl simt toată ziua pe față și mi se pare că mi îngreunează foarte tare tenul. Iar eu nu caut așa ceva într-un fond de ten. Eu caut, într-adevăr, să aibă acoperire bună, medie, dar să fie light, să nu-l simt pe față și să se întindă foarte ușor. Cu ăsta nu m-am înțeles, din păcate. Că tot suntem la produsele Rimmel, mă vor urâi cei de la Rimmel, dar asta e viața, un produs care eu de asemenea nu m-am înțeles este un Rimmel de la Rimmel. Wonderful Mascara with Argan Oil. Așa arată. Cred că a fost lansat pe piață acum vreun an de zile. Știu că Antonia de la McNatai se înțelege foarte bine cu rimelul ăsta. Motivul pentru care mie nu mi-a plăcut. În primul rând, mie nu-mi plac rimelurile care au pensula de aplicare flexibilă. Așa. Nu. Nu-i văd absolut deloc rostul. Pe mine mă interesează ca în momentul când îmi aplic fondul de ten, pensula să opună rezistență, astfel încât să pot să mă duc până la baza genelor și să le pot și ondula cumva din rimel. Deși oricum le ondulez înainte cu un cleștișor. Acesta a fost primul motiv pentru care mie nu mi-a plăcut acest fond de ten. Pentru că în momentul când îl aplic, uitați-vă și voi cum, nu știu dacă vedeți. E foarte, 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 se îndoaie. Și al doilea motiv pentru care nu mi-a plăcut, mi se pare că nu face mare lucru pentru genele mele, cel puțin. Nu le oferă aspectul pe care mi-l doresc, adică foarte mult volum. Și din acest motiv am renunțat să-l mai folosesc. O să vă arăt două pensule care mie nu-mi plac. Prima dintre ele este de la Bdellium Tools și este pensula 776, așa arată, nu știu dacă nu se vede. E o pensulă de blending, de difuzarea culorii și motivul pentru care mie nu-mi place este că e foarte, foarte țepoasă. Nu e deloc moale, e foarte și țeapănă cumva. Eu am pensula 217 de la MAC, care e etalonul pensulilor de blending de pe piață, ca să spun așa, și citisem la un moment dat că această pensulă ar fi copie după aceea și că sunt foarte asemănătoare. Nu, nu are nicio legătură din punctul meu de vedere, poate am nimerit eu una proastă sau nu știu. Nu, nu-mi place și din acest motiv, mai ales după ce am spălat-o de câteva ore, a devenit parcă și mai țepoasă, deși eu am destul de multă grijă de pensulele mele și am pensule, cel puțin aia MAC de la 217 de la MAC, o am cred că de vreo 5 ani de zile și este impecabilă, nu simt nevoia să o înlocuiesc. Altă pensulă care îmi place la nebunie forma, dar din păcate pierde atât de multe fire și deja o am cred că de vreo 3 ani, 2 ani, 3 ani, sau poate chiar 4 ani, este de la Sigma și este pensula F05 Small Contour. Așa arată. Am cumpărat-o pentru conturarea obrajilor și, așa cum spuneam, pierde foarte, foarte mult speri. Îmi place foarte mult forma, este perfectă, se potrivește perfectă aici în zona unde se aplică conturul, dar, din păcate, de fiecare dată, și acum pierde foarte mulți peri și nu am răbdare, chiar nu am răbdare dimineața să stau să culeg fiecare firișor de păr de pe față ca să arate ok. La următorul produs, care este o loțiune micelară, nu cred că am scris despre ea pe blog, eu la un moment dat am scris o postare în care am povestit despre toate loțiunile micelare pe care le încercasem până la momentul respectiv, cred că erau vreo 12 sau ceva de genul ăsta, dar sunt o maniacă în ceea ce privește loțiunile micelare și am încercat foarte multe, de atunci încă am mai încercat câteva. Și nu cred că am pomenit despre loțiunea asta micelară în postarea respectivă. Este de la La Roche-Posay. Eu am varianta mini și nu m-am înțeles cu ea, din păcate. Mi se pare că nu demachează. Eu folosesc loțiunile micelare la demachiatul ochilor și mi se pare că nu demachează bine zona ochilor și parcă rămâne și puțin lipicios așa după folosire. Iar La Roche-Posay au niște produse absolut excepționale. Majoritatea, adică cred că toate pe care le-am folosit de la ei, cu excepția acestei loțiuni micelare, mi-a plăcut foarte mult, dar din păcate cu acesta nu m-am înțeles.
tot de la un brand care mie îmi place foarte, foarte mult pentru produse de îngrijire a corpului și nu numai, mă refer la The Body Shop, am primit și acest scrub, acest exfoliant de corp din gama Virgin Mojito, care a fost lansată destul de recent. Și este un exfoliant gel, deci are textura unui gel. Exact cum erau gelurile alea de păr, sau poate mai sunt și acum, habar n-am. Știți că erau pe vremuri niște geluri de păr din astea la borcănel? Exact așa este textura. Miroase absolut superb, îmi place la nebunie cum miroase. Dar, din păcate, nu exfoliază deloc pielea. Adică are înăuntru niște particule care sunt foarte mici și prea puțin abrazive ca să poți folosi, ca să poată să-și facă treaba pe corp și, într-adevăr, să te scape de celulele moarte. L-am folosit, după cum vedeți, o grămadă dintre el, că tot am zis că hai să mai dau o șansă, hai să mai dau o șansă, dar nu m-am înțeles cu el. Săptămâna trecută am fost plecat acasă la mâine și știind că acolo e vremea destul de închisă, de fapt am impresia că și aici era ploaie și vânt, am zis că e momentul să trec la o cremă cu factor de protecție 30 și înainte de a o cumpăra pe cea care e preferata mea și pe care o ador, de la Paula's Choice, am zis să dau o încercare acestei creme de față de la Nivea, Protect and Bronze, are SPF 30, așa cum spuneam. Și am zis că, fiind o cremă destul de ieftină ca și preț, m-am gândit că dacă m-aș înțelege bine cu ea, m-ar scăpa de o grămadă de... aș economisi o grămadă de bani, pentru că cea de la Paula's Choice e destul de scumpă, e 1.500.000 sau ceva de genul ăsta. Și nu m-am uitat pe ingrediente, deși fac chestia asta aproape de fiecare dată când folosesc o cremă de față, în special. Are alcool în ea, alcool denaturat, care e cea mai nașpa formă de alcool pe care poți să ți-o pui pe față. Și se simte. Deci chiar se simte, m-am dat cu ea pe față pentru că n-am avut altă cremă cu factor de protecție, din păcate, la mine și a trebuit să o folosesc pe asta vrând nevrând. Și se simte alcoolul, mă ustura ochii, pentru că, evident, crema cu SPF se dă și în jurul ochilor și alcoolul, cred că nu e cea mai bună, nu e cea mai fericită alegere, mai ales pentru apropierea ochilor și nu mi-a plăcut. Și, prin urmare, am cumpărat-o pe cea de la Paula's Choice din nou, care e cea mai bună ever. Un alt produs este de la Farmec. Nu l-am folosit decât, cred că, de vreo două ori. Este un tratament expert, este un spray pentru uscare rapidă. Deci după ce îți faci manicura, dai cu spray-ul ăsta pac, pac, pac pe unghii și se usucă oja mai repede decât în mod normal. L-am folosit, așa cum spuneam, doar de vreo două ori. Motivul pentru care nu-mi place este că 1. Lasă mâinile foarte grase, parcă le-aș fi băgat în ulei și nu puteam să fac absolut nimic după ce foloseam ăsta. Adică trebuia să stau gen așa ca să aștept să se usuce și nu mi s-a părut foarte ok treaba asta. Și în al doilea rând, nici nu mi s-a părut că ar ajuta la uscarea rapidă a unghiilor, a ojei. Deci nu, pentru mine acest produs nu a funcționat, din păcate. Deci ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este de la Garnier. L-am cumpărat din Anglia. Din păcate, nu a apărut în clipul în care v-am arătat ce produse mi-am cumpărat, pentru că efectiv am uitat să vi le arăt. Nu știu dacă se găsește în România, am impresia că se găsește și pe piața din România. Și sunt șervețele de machiante cu loțiune micelară. Loțiunea micelară de la Garnier, cea roz, este preferata mea dintre toate loțiunile micelare pe care le-am folosit. Și m-am gândit că în cazuri de extremă urgență, niște șervețele care să conțină acea loțiune micelară ar fi ideale. Nu mi-au plăcut pentru că le-am folosit o singură dată pe ten, nu demachează absolut deloc, nu sunt îmbibate în loțiune micelară, sunt destul de uscate și trebuie să tragi foarte mult de zona ochilor ca să poți să demachezi, lucru pe care eu clar nu mi-l doresc. Și cam acestea sunt câteva dintre produsele cu care eu nu m-am înțeles în ultima perioadă. Spun câteva dintre ele pentru că eu am obiceiul că atunci când nu mă înțeleg cu un produs să-l dau mai departe. Poate se găsește totuși cineva dintre prietenele mele să se împace bine cu el, dar pe acestea am reușit să le salvez și să vi le arăt. Și sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și dacă v-a plăcut clipul, să dați un like. Acestea fiind spuse, ne auzim săptămâna viitoare. Să aveți o săptămână absolut superbă și să vă bucurați în continuare de puținul weekend care a mai rămas. Pa!